Pentru că toată lumea ia micul dejun și pentru că știm, nu din auzite, cât de greu le este părinților să-i convingă pe cei mici să mănânce mâncare sănătoasă. În cele ce urmează, apropo, venim cu mai multe idei deosebite, care cu siguranță o să-i facă pe picii voștri să mănânce fructe, legume și toate bunătățile din farfurie. Clătitele sunt mâncate cu mai mult spor dacă acestea primesc înfățișarea unor animăluțe. Patru cercuri de forme diferite pot forma fața, urechile și boticul unui ursuleț, iar cu ajutorul gemului putem desena ochii și gura. Terciul de ovăz este mai gustos dacă acesta este decorat cu urechiușe și ochi formați din căpșună și afine. Toate la un loc iau aspectul unei vulpițe. Fructele sunt o sursă bogată de vitamine pentru copii, astfel că îi putem provoca să mănânce mai multe fructe dacă le transformăm într-un copac. Baza acestuia este formată dintr-o bucată de măr și un morcov tăiat uniform. Acestea se unesc cu ajutorul scobitorilor, tot cu ele se adaugă câte o bucată de fruct. În final, obținem un brăduleț colorat și vitaminizat. Înfigem o jumătate de banană într-un ac de frigărui, adăugăm o felie de zefir, căpșuni și buline de ciocolată și astfel putem să facem un Moș Crăciun delicios! Dintr-o purjoală piureu castraveți și ridiche putem forma o bufniță haioasă. Pentru ca picii să aibă un apetit mai bun, lăsați-i să își creeze singur animăluțele. Terciurile pot primi orice formă doriți, iar decorate cu legume, acestea vor prinde viață. De exemplu, din terciul de porumb putem face o casă sau un iepuraș drăguț.